Proiect realizat cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului, Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Între anii 1795 și 1819, Chișinăul a avut o perioadă de refacere. După cutremurul din 1802, cel puțin 5 biserici au fost reconstruite din piatră. Soborul vechi, cândva Biserica Domnească Sfântul Nicolae, apoi schimbându-și hramul în Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, care marca centrul orașului vechi, bisericile Sfântul Ilie și Buna Vestire din Mahalaua de Sus, Biserica Nașterea Maicii Domnului a Serdarului Măzărache din Mahalaua de Jos și Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena sau Arâșcanului, de la Visterniceni. Nu toate aceste lăcașuri au supraviețuit tulburărilor sociale istorice și modificărilor arhitecturale. Biserica Martir Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, așa numitul Sobor Vechi, și Biserica Sfântul Ilie nu au ajuns până în zilele noastre. Ele însă au rămas în memoria colectivă, s-au înregistrat în imaginarul artistic pentru totdeauna. Printre multiplele surse și subiecte de creație artistică, lăcașele de cult au constituit dintotdeauna obiecte venerabile ale figurării artistice. Ori arta și credința, în cele mai diferite perioade de timp, au întruchipat simbioza valorilor etico-morale și estetice ale societății. Obiecte ale patrimoniului național, vechile biserici din Chișinău au fost înfățișate în lucrările de artă ale artiștilor plastici autohtoni și din ale celor din străinătate. Biserica Nașterea Maicii Domnului din Chișinău, sau așa zisa Biserica Măzărache, a fost edificată în anul 1742, sub ctitoria lui Vasile Măzărache, negustor, jitnicer și vistiernic local. Prima interpretare imagistică a Bisericii Măzărache o atestă lucrarea istoricului și etnografului rus Pompei Batiușcov, Besarabia Istoricescoe Opisanie, publicată la Sankt Petersburg în 1892. Două dintre gravuri, incluse în ediție, prezintă secvențe panoramice ale colinei Măzărache cu vederea somptuoasă a bisericii propriu-zisă și cu zid de protecție, situat la poalele colinei. Mai târziu, în perioada interbelică, Biserica Măzărache a fost reprezentată grafic prin intermediul tiparului adânc de către reputatul artist plastic Schneier Kogan, absolvent al Școlii de Arte Plastice din Odessa și al Academiei Regale Bavareze din München. Graficianul realizează cu maestrie vederea Bisericii Măzărache în tehnica combinată aquaforte-aquatintă. Reprezentând clădirea bisericii într-un racursiu reușit, cu efect ascensional, Schneier Kogan izbutește să creeze sugestiv o atmosferă distinct crepusculară, grație valorației, profunzimii și integrității diapozonului tonal al imaginii. Ulterior, numeroși artiști plastici contemporani au elaborat lucrări de artă, având ca subiect de creație lăcașul Bisericii Măzărache. Diferite ca tehnică cheie de abordare ideatică sau manieră stilistică de interpretare, aceste creații artistice încântă și inspiră spectatorul, atât grație calităților estetice ale operilor, cât și datorită valorii simbolistice a acestora. Originale lucrări de artă cu înfățișarea Bisericii Măzărache au creat artiștii plastici autohtoni Arcadie Antoseac, Grigori Plămădeală, Vecislav Ignatenko, Gheorghe Munteanu, Iraida Ciobanu, Galina Cantor-Molotov, Liviu Hâncu și alții. În acest context se reliefează într-un mod distinct grafica artistului plastic Grigori Plămădeală, absolvent al Școlii Republicane de Arte Plastice Ilia Repin din Chișinău. Lucrările graficianului create în anii 80-90 ai secolului trecut, în baza motivului ecleziastic al Bisericii Măzărache, intitulate Biserica Măzărache, Seara după ploaie, Biserica Măzărache, reprezintă compoziții stilizate frecvent într-o manieră decorativă,
în care suprafețele oarecum geometrizate ale edificiului integrează spațiul imagistic și pun în valoare jocul tonal de lumină și umbră al lucrărilor. Un alt artist plastic, a cărui creație rezidă în mare parte în explorarea imagistică a motivelor peizajiere și arhitecturale ale Chișinăului, este Veceslav Ignatenko, absolvent al Academiei de Arte Plastice din Minsk, Belarus. Lucrările pictorului, realizate pe parcursul ultimilor două decenii, fie ca cu titlurile simbolistice Oraș-Biserică, Oraș-Cetate sau Oraș-Catedrală, fie cele cu genericul Biserica Mazarache, fac parte din seria de picturi cu reprezentarea edificiilor patrimoniale ale Chișinăului, simboluri ale credinței și spiritualității capitale. Variate ca tip de structurare compozițională, cât și ca tehnică sau manieră de realizare, creația artistului Veceslav Ignatenko impresionează prin gama extinsă, delicată de culori și prin modul de soluționare compozițional-artistică a câmpului vizual al lucrărilor. Mai picturale sau mai decorative, cu caracter de studiu plenier sau unul monumental, peisajele artistului impresionează prin eleganța cadrului ecleziastic și prin ambianța variată și pitorească relevată în lucrări. Lucrări inedite cu reprezentarea peisajului urban au fost realizate de către pictorul consacrat Gheorghe Munteanu. Formarea profesională în cadrul Școlii de Arte Plastice Ilia Repin din Chișinău și a Institutului de Stat de Arte din Kiev, Ucraina, a influențat activitatea de creație plastică a artistului, acesta practicând diverse genuri ale picturii, peisaj, natură statică, pictură de gen și altele, peisajul rămânând totuși genul preferat al plasticianului. Așadar, Gheorghe Munteanu a dedicat Chișinăului o serie de picturi originale, ale căror subiecte reprezintă arhitectura orașului, inclusiv cea ecleziastică. Elocvent în acest sens este lucrarea lui Gheorghe Munteanu cu titlul sugestiv Confruntarea, în care autorul pasează în prim plan exuberanța peisajului de iarnă, în contrast cu vederea mică, dar cromatic elevată a Bisericii Mazarache. Grație încărcăturii semantice puternice pe care o comportă, motivele arhitecturii ecleziastice sunt valorificate de către artiști, adesea într-un mod evlavios. Un exemplu poate servi și creația peizajistică a pictoriței Raida Ciobanu, absolventă a Școlii de Arte Plastice Ilia Repin din Chișinău și a Universității Pedagogice de Stat Ion Creangă. Deseori, într-o manieră avantgardistă, cu peneluri siguri și tuși păstoase, artista încifrează în conținutul imagistic al lucrărilor anumite stări lăuntrice ale sale, identificate prin redarea spiritualizată a vremii sau a anotimpului, a naturii sau a mediului ambiental. Astfel se remarcă ciclul de picturi cu genericul După ploaie, realizat în anul 2009 de Iraida Ciobanu, al cărui subiecte de reprezentare sunt Biserica Mazarache și Biserica Bunavestirii din Chișinău. Executate în manieră plenier, lucrările pictoriției atestă soluționări inedite ale problemelor de interpretare a luminii și umbrei, raporturilor cromatice și modului de organizare compozițională a elementelor arhitecturale. În aceeași ordine de idei menționăm creația peizajieră a artistului plastic Saul Rabover, care într-o manieră picturală realistă a realizat studii de plenier, a căror motive de inspirație le-au constituit ambianța stradală și arhitectura vechiului Chișinău. Astfel se remarcă pictura plasticianului, realizată la începutul secolului 20, cu titlul Un colț al Chișinăului străvechi, centrul de interes a căreia îl reprezintă vederea sugestivă a unei biserici, inclusă într-un cadru peisajistic cu caracter rural. Semnificativ este faptul că motivul Bisericii Mazarache a fost valorificat și în genul artelor decorativ aplicate, elocventă fiind menționarea lucrărilor artistului plastic Alexei Marco. Fiind specializat după absolvirea Institutului Tehnologic Industrial din Moscova în prelucrarea artistică a metalului și lemnului, Alexei Marco a creat lucrări inedite de artă decorativă și juvergerie, printre care se include și placheta emailată cu imaginea Bisericii Mazarache. Lăcașul Sfinților Împărați Constantin și Elena, ridicat în 1777, la fel ca și alte edificii de cult, a servit sursă de creație pentru numeroși artiști plastici contemporani, printre care se numără Andrei Mudrea, Simeon Moisei,
Galina Cantor Molotov, Arcadie Antosiac, Iraida Ciobanu, Vyacheslav Ignatenko și alții. O activitate prolifică în acest sens manifestă pictorița Galina Cantor Molotov, dedicând tematicii arhitecturii ecleziastice a Chișinăului o bună parte a creației sale. Studiile în cadrul Institutului de Teatru, Muzică și Film din Leningrad a amprentat efectiv formarea percepției estetice și a culturii artistice ale acesteia. Artista tratează cu multă sensibilitate subiectele peizajere, creând în anii 90-2000 o serie de picturi cu vederea Bisericii Constantin și Elena. Din categoria peisajului epic face parte lucrarea realizată în aceeași perioadă de către artistul plastic Vyacheslav Ignatenko, cu titlul sugestiv Biserica Constantin și Elena. Tabloul se caracterizează prin vedere panoramică a colinii, în care locul central îl deține imaginea șoselei Calea Moșilor, edificiul ecleziastic fiind reprezentat pe capul colinii în plan secundar. Atât compoziția cât și gama cromatică a lucrării pronunță caracterul monumental, sobru al imagisticului, orientând percepția privitorului spre ideea racordării temporale dintre prezent și trecut. Un alt motiv arhitectural valorificat cu perseverență de către plasticieni în lucrările lor de artă vizuală îl prezintă Biserica Buna Vestire din Chișinău, ridicat în anul 1810. Biserica Buna Vestire a constituit subiectul numeroaselor lucrări de artă realizate de artiștii plastici contemporani precum Vyacheslav Ignatenko, Galina Cantor Molotov, Ludmila Tsonceva, Liviu Hâncu și alții. Biserica Buna Vestire a găsit o vastă reflectare în peisajele lui Vyacheslav Ignatenko, aceasta fiind reprezentată de pictor în cele mai diferite ipostaze ale anotimpurilor. Cu multă iscusință, Vyacheslav Ignatenko potrivește cadrului peisagistic gama cromatică și valorația tonală, cu care artistul tratează spațiul compozițional. Astfel, fiecare dintre lucrările plasticianului induc spectatorul sugestiv într-o atmosferă distinctă a anotimpului, ca spre exemplu în lucrarea revigoratoare și culorile vivace autumnale, ca în cazul peisajului de toamnă, Biserica Buna Vestire, sau în liniștea alb-argintiei a unei zile de iarnă, cum este cea figurată în tabloul Gelr și Soare, Strada Buna Vestire. Lucru asemănător se reliefează și în cazul peisajelor cu reprezentarea Bisericii Buna Vestire, realizate de Galina Cantor Molotov. Lucrările artistei pun în evidență abilitățile profesionale ale acesteia în ceea ce privește crearea în palete cromatice active a spațialității câmpului vizual al lucrării. De cele mai dese ori, imagisticul lucrărilor Galinei Cantor Molotov prezintă o ambianță pitorească a secvențelor stradale, cu motivul lăcașului de cult și cu o atmosferă însorită și calmă, în care locul central totuși îl deține natura. Lucrări interesante cu reprezentarea lăcașului Bisericii Buna Vestire a creat și consacrata pictoriță Ludmila Tsonceva. După absolvirea Școlii Republicane de Arte Plastice Ilia Repin din Chișinău și a Institutului de Pictură, Sculptură și Arhitectură Ilia Repin din Leningrad, artista a desfășurat o activitate profesională prodigioasă, elaborând numeroase compoziții, inclusiv peisajistice, care se caracterizează prin vastitatea gamei de culori și individualitatea manierei stilistice adoptate. Astfel, în pictura Biserica Buna Vestire pe colina Pușkin, Chișinău, Ludmila Tsonceva figurează ambianța stradală a orașului vechi cu tușe păstoase și dinamizante, plasând accentul cromatic pe cupola bisericii reprezentate. Istoria Chișinăului vechi, ca și a oricărui sit arheologic, se alcătuiește în mare măsură din mărturiile existenței acelor lăcașe de cult care au fost edificate cu scrupulozitate timp de secole. Imaginile acestor edificii, criptate cu inspirație de către artiștii plastici în imagisticul operelor de artă, reprezintă una dintre cele mai distincte mărturii ale spiritualității urbei, constituind parte importantă din patrimoniul cultural al neamului.